găsit, prieteni! Vă invit să aflăm câteva curiozități despre pisicuțele pe care cu toții le iubim, nu-i așa? De ce torc pisicile? Tu ai idee de ce torc pisicile? Tocmai torsul le distinge pe feline cel mai mult de celelalte animale. Cu toate astea, cât de multe știm noi despre torsul animăluțelor noastre preferate? În primul rând, cum torc pisicile? Există mai multe teorii despre cum torc pisicile. Dintre acestea, una este cel mai bine cunoscută și argumentată. Această teorie spune că torsul pisicilor este produs cu ajutorul mușchilor laringelui și a diafragmei împreună cu un oscilator neural. Se pare că sistemul lor nervos are niște conexiuni cu totul speciale. Astfel, ele reușesc să-și facă mușchii să vibreze. Oscilatorul neural repetitiv trimite semnale mușchiului laringelui și îl face să tresară la o viteză de 25 până la 150 de vibrații pe secundă. Acest lucru cauzează o mică separare a corzilor vocale atunci când pisica respiră. Asta produce sunetul pe care îl auzim când torc pisicile. Interesant, nu? Acum, haideți să aflăm de ce torc pisicile prin exemplificarea a patru situații distincte. 1. Fericire. Cel mai cunoscut motiv pentru care torc pisicile este faptul că sunt fericite. Sunt mulțumite, încântate și se exprimă prin dulcele sunet al torsului. E o plăcere să le ținem în poală și să le simțim atât de bucuroase că se află la noi în brațe, nu? Putem interpreta torsul lor din acel moment ca pe un zâmbet larg și sincer. Și apreciem foarte mult faptul că ele comunică astfel cu noi, că își împărtășesc cu noi fericirea lor și contribuie atât de mult astfel la noastră. 2. Conexiunea mamă-pui. Torsul este vital pentru puii nou-născuți. Ei sunt aduși pe lume de blândele vibrații ale torsului mămicii lor. Aceasta folosește torsul în locul plânsului. Este un sistem de apărare pentru acel moment special în care este foarte vulnerabilă. Plânsul poate atrage pericol, pe când vibrațiile torsului sunt mult mai discrete. Puișorii se nasc fără văz și fără auz, dar simt. Simt căldura mămicii lor și se ghidează după torsul ei pentru a se hrăni și căuta adăpost lângă ea. După doar 2 zile de viață, pisoiașii încep să comunice între ei și cu mămica lor prin tors. Același motiv se aplică și la ei. Dacă ar plânge sau mieuna, ar atrage mai mult atenția asupra lor și astfel un eventual pericol. Așadar, ei învață mai întâi să comunice prin vibrații. Astfel, pisoiașii încep să toarcă. Ei își transmit mulțumirea, iar mămica lor le asigură confortul și siguranța. 3. Atenție. Unele pisici își exprimă dorințele și prin intermediul torsului. În funcție de personalitate, pisicile se exprimă diferit. Unele sunt tare vorbărețe, miaună mult și tare, altele se exteriorizează prin sărit sau agățat de omuleții lor. Dar mai sunt unele pisici mai liniștite, care preferă elegantul tors, drept modalitate de exprimare a dorințelor. Așadar, pisicuța ta poate toarce și ca să-ți ceară atenție sau mâncare. Doar nu o poți ignora, nu? 4. Stres. Un alt motiv pentru care torc pisicile este stresul. Acest gen de tors sună puțin diferit față de cel pe care îl folosesc ele pentru a-și exprima fericirea. Ele torc atunci când sunt foarte bolnave și chiar pe moarte. Pisicile își încep și își termină viața torcând. Torsul le ajută să se vindece. Se consideră că pisicile reușesc să se vindece mai repede decât alte animale care nu pot toarce. Torsul la feline echivalează cu tratamente cu ultrasunete foarte costisitoare. Și bonus, sunt gratuite. Cercetătorii afirmă faptul că vibrațiile între 24 și 140 pe minut ajută în mod terapeutic la creșterea oaselor, eliberarea durerii și vindecarea rănilor. Așadar,
există un tip anume de tors care ajută la regenerarea oaselor, a mușchilor, a tendoanelor, la facilitarea respirației, la reducerea durerii și a inflamațiilor. Acest efect nu este benefic doar pentru pisici. Din contră, efectele benefice ale torsului lor se transmit și la oameni. De asemenea, un studiu de 10 ani la Centrul de Accidente Vasculare Cerebrale din cadrul Universității din Minnesota atestă faptul că părinții de pisici au cu 40% mai puține șanse de infarct. În general, indiferent ce cauză se ascunde în spate, torsul pisicilor noastre dragi ne induce o stare de liniște și pace care contribuie la fericirea noastră zilnică. În concluzie, există mai multe feluri de tors. Pisica vede lucruri pe care ochiul uman nu le poate percepe. Creatură misterioasă, chiar sacră în anumite culturi, pisica poate vedea lucruri pe care ochii omului nu le poate percepe. Pisicile, ca și alte animale, au așa numită vedere psihedelică, capacitatea de a vedea dungi pe petalele florilor sau modele minuscule pe aripile păsărilor, care însă sunt invizibile pentru ochiul uman. Secretul din spatele acestei supervederi este lumina ultravioletă. Conform unui studiu recent, pisicile, câinii și alte animale pot percepe acest tip de lumină pe care oamenii nu pot. Există numeroase exemple de lucruri care reflectă razele ultraviolet și pe care animalele sensibile la ultraviolete le pot percepe, în timp ce structura anatomică a ochiului uman nu permite sesizarea lor, a declarat Ronald Douglas, profesor de biologie la Universitatea City din Londra, care a efectuat studii în acest sens. De asemenea, renii pot vedea urși polari prin reflecția razelor ultraviolet în zăpadă, adaptare esențială în mediul arcticii, în timp ce majoritatea oamenilor văd doar zăpada albă. Lumina este compusă dintr-un spectru de culori. Lumina vizibilă pe care o pot vedea oamenii se întinde de la roșu la violet, iar mai departe se află lungimile de undă ultraviolete. În celălalt capăt se află infraroșiile. Este cunoscut faptul că multe animale pot vedea undele ultraviolete, inclusiv unele insecte cum ar fi albinele, păsări, pești, unii amfibieni și unele reptile și câteva mamifere, chiar și rozătoare, marsupiene și lilieci. Astfel s-ar putea explica de ce pisicile arată atât de mult interes pentru obiecte obișnuite cum ar fi o bucată de hârtie. Substanțele chimice adăugate la hârtie, textile, în scopul de a face obiectele mai luminoase, absorb lumina ultravioletă, iar ele pot arăta diferit în ochii pisicuțelor care sunt atât de sensibile la razele ultraviolet. Tot acest fenomen explică și vederea nocturnă a pisicilor. Până acum, nimeni nu credea că aceste mamifere pot să vadă noaptea în ultraviolet, iar descoperirea ar putea explica unele detalii aparent bizare din comportamentul lor, a mai declarat autorul studiului Ron Douglas. Ochiul uman blochează aceste unde ultraviolete, însă ochiul unor animale le percepe, acestea ajung la retină și astfel animalele pot vedea noaptea. Pisica europeană cu păr scurt, cea mai îndrăgită rasă de pisici. Pisica europeană cu păr scurt este una dintre cele mai îndrăgite și mai populare rase de pisici din lume. În România mai este cunoscută cu denumirea de maidaneză datorită faptului că aceasta este, în general, pisica de pe stradă sau din jurul blocului. Deși este foarte populară, totuși cât de multe lucruri știm despre această pisicuță? Originea pisicii europene cu păr scurt. Se consideră că pisica europeană cu păr scurt provine direct din Africa, asemănându-se în continuare foarte mult cu strămoșii ei. Aceasta a fost adusă în Europa acum peste 2000 de ani datorită abilităților extraordinare pe care le are pentru a vâna șoareci și alte rozătoare care dăunau agriculturii. De asemenea, pisica era un membru important al echipajelor de pe vase, tot datorită calităților de vânători scusiți pe care le au. Alte surse susțin că pisica europeană cu păr scurt este, de fapt, originară din Suedia. Deși este una dintre cele mai vechi rase de pisici din Europa,
Aceasta a fost recunoscută de către Federația Internațională Felina, FIFE, abia în anul 1982. Aspect fizic. Pisica europeană cu păr scurt este o pisică de talie medie. Are corpul robust, cu pieptul musculos, picioare puternice de lungime medie, iar coada este mai groasă la bază și mai subțire spre vârful rotund. Masculii sunt mai mari și mai musculoși decât femelele. Capul este rotunjit, însă mai mult lung decât lat, iar urechile sunt de mărime medie cu vârful rotunjit. Ochii sunt aproape rotunzi și pot avea diferite culori. După cum îi spune și numele, blana acesteia este scurtă și deasă și poate avea mai multe culori. Astfel putem întâlni pisica europeană cu blănița de o singură culoare, precum negru, alb, portocalie, gri, cu două culori precum alb și negru, alb și gri, alb cu portocaliu, negru și portocaliu, cu trei culori precum alb cu negru și portocaliu, cu blana maronie dungată. Personalitate. Nu doar culorile sunt multiple, ci și personalitatea poate fi diferită. În general, pisica europeană cu păr scurt este una independentă, caracteristică pe care a păstrat-o de la strămoșii ei. Cu toate acestea, când este acasă alături de alți membri ai familiei, de obicei este foarte afectivă și îi place să primească multă atenție. Desigur, doar când are ea chef. Este foarte inteligentă, cu abilități deosebite de vânător. În general, se înțelege foarte bine cu alte pisici sau animăluțe, chiar și cu câinii. Însă pot fi și destul de teritoriale. Iar dacă mai ai și un hamster sau un porc de Guinea, ai grijă să-i ții închiși în cușcă pentru a te asigura că nu vor fi vânați. Pisica din rasa europeană cu păr scurt se adaptează destul de repede schimbărilor, putând trăi foarte bine atât în apartament cât și la curte. Este ideală pentru a avea omuleți de orice vârstă, de la copilași până la bătrâni. Desigur, unele pisicuțe pot fi mai active, curioase din fire, vorbărețe, în timp ce altele sunt mai rezervate, timide și își arată mai puțin afecțiunea pe care o simt față de ceilalți membri. Îngrijire și sănătate. Pisica europeană cu păr scurt nu necesită o îngrijire deosebită, ea fiind o pisicuță care își alocă foarte mult timp îngrijindu-și singură blănița. O periere, o dată pe săptămână, cu o perie sau cu o mănușă specială, îi este suficientă. De asemenea, o băiță la o perioadă de timp mai lungă îi poate fi recomandată. Dacă este o pisicuță de apartament, este important să-i fie tăiate gheruțele în mod regulat. Altfel, ea poate zgâria mobila sau se poate accidenta agățându-și gheruțele în covor sau în perdele. Asigură-te că îi oferi o hrană de calitate corespunzătoare necesităților ei și este important să eviți ca aceasta să devină supraponderală. Dacă este o pisicuță de apartament, este sănătos pentru ea să o scoți cât mai des la plimbare afară, însă în lesă, pentru a te asigura că va fi în siguranță. În general, o pisică din această rasă trăiește în medie până la 15 ani, însă poate trăi mult mai mulți ani. Așadar, pisica europeană cu păr scurt este o pisicuță deosebită pe care o putem găsi în toate culorile și care ne poate surprinde cu personalitatea ei diferită față de alte pisicuțe din rasa ei. Din păcate, aceasta este foarte des întâlnită pe străzi, fără un adăpost. Multe persoane evită să o adopte, fiindcă nu este de rasă, neștiind că este, de fapt, una dintre cele mai iubite rase de pisici din lume.